Am în vacanță, la munte, că e caniculă în toată țara, acolo o fi ceva mai răcoare. Anca Stoica este alături de artiștii românii care s-au retras în munți ca să creeze viitoarele hituri. Bună seara, Anca! Bună seara! Să nu rămână, e Anca! Direct surpriză. Alexandra Stan, să rămână! Normal! E super, bună, ce faci, Mihai? E super bronzat, Alexandra. Mi-e o ciudă pe tine, precum câine lui Polant, ca să zic că așa. Sunt la cheia? Ești la cheia, ești la munte, zice, uite, că stai la mare, da, foarte mult. Da. Și că pozez aproape goală, nu? Cum ați spus voi în generic. Noi? Că ai vrea și tu să pozezi aproape gol. Da, mă, știi cum e, fetele invidioase, na. Noi băieții nu ne permitem să vorbim despre lucrurile astea. Cum merge colaborarea ce cu... Noi suntem aici, facem piese. Cu cine? Uite, suntem la Wire Records. Suntem Wire Records. Uite, stai așa, uite, WhatsApp. WhatsApp de la Wire Records, ah, yeah, de Moga Music, Big Team, Big Family, ne-am adunat în tabăra de muzică numărul 3, ne distrăm și de aici o să tac. Vă pup, vă iubesc, Doamne ajută! Yeah. Salut, te-am pupat! Ai auzit, da? Mulțumim, WhatsApp! A zis că te pupă! Și mulțumim foarte mult pentru imnul Very Zoo, pe care tocmai l-a lansat și are mega succes. Alexandra, zi-mi cum merge treaba ta cu... Mulțumesc și pentru imnul Very Zoo. Cum merge colaborarea ta cu Ina? A zis că-ți urează multă sănătate. Da, mă, lasă că ne auzim noi după emisiune, eu vreau să vorbesc cu tine, nu vreau să existe WhatsApp între noi. Păi există deja WhatsApp între noi, după cum vezi. Merge foarte, foarte bine. Ina e o dulcică, după cum probabil știi deja, că ați avut-o de multe ori în emisiune la radio. E foarte tare, mă bucur super mult că lucrez și cu ea, și cu Global, și cu Phonogram, și cu o grămadă de artiști. Mă bucur super mult că sunt aici la Cheia. Uite, lucrez cu WhatsApp, cu Moga. Tu dormi în cameră cu WhatsApp? Cu o grămadă de artiști, cu Shift. Mă, omul sunt soara. Nu, eu nu dorm în cameră cu WhatsApp. Eu dorm singură în cameră. WhatsApp doarme aici cu băieții. Și-au adus PlayStation, și-au adus tot. Dorme cu nevastă sa, așa. Ok, care dintre artiștii țării este cel mai gălăgios? Care se culcă ultimul? WhatsApp, evident. Deci la 6 s-a culcat azi dimineața. Dar tu ce program? Și dai seama că noi nu puteam să dormim. Tu ești o fată cu minte, nu? La ora 9 te duci la culcare, te trezești la 7 dimineața ca să prinzi micul dejun? Nu chiar. Nu uita că sunt artist, nici chiar. Dar pe la 1 mă culc, cam așa. Bine, acum că sunt în camp, na, fac excepții, mă culc pe la 3-4. Dar am încercat azi noapte la 4 să mă duc și eu la somn și până la 6 am dormit în biturile WhatsApp. Asta deranjează, mereu deranjează locatarii și la el, la bloc. Am înțeles că vrea administratorul să scoată. Prima piesă făcută aici a început cu o bormașină. Exact așa începe. Și de fiecare dată când îi dau drumul să aude... Vă mulțumesc mult de tot! Vă las acolo să creați! Prima piesă compusă aici a fost la ora 4 dimineață pentru că am pus studio seara începând cu ora 12 și am început cu o bormașină, că m-am gândit să-mi bucur colegii. Alexandra, dacă ți-a trebuit WhatsApp, acum te pupăm! Pe WhatsApp doar îl salutăm. V-am pupat. Și noi vă pupăm. Pe română. Numai bine. De la munte.